35 de kilograme de petarde și artificii au fost confiscate de polițiștii din cadrul serviciului armei și substanțe periculoase iași în cadrul unor controle ce au avut loc miercuri 14 decembrie în municipiul Pașcan și zonele apropiate. Oamenii legii au identificat două persoane, un bărbat și o femeie, care dețineau fără drept astfel de articole pirotehnice. Cele confiscate fac parte din categoriile F2 și F3 și anume cele care prezintă un risc scăzut sau mediu și care sunt destinate utilizării next în spații deschise vaste. Pentru evitarea unor situații care să vă pună viața în pericol, agenții recomandă cetățenilor să fie prudenți în ceea ce privește vânzarea acestor produse pentru a evita implicarea în evenimente negative ca urmare a folosirii necorespunzătoare a articolelor pirotehnice sau de categorii care sunt interzise la deținere. Vă recomandăm să cumpărați articole pirotehnice doar de la persoane fizice sau juridice autorizate. La achiziționarea de articole pirotehnice să verificați eticheta. Aceasta trebuie să fie inscripționată în limba română. Să sesizați poliția când constatați că sunt vândute ilegal articole pirotehnice. Mai mult anumite produse produse pot fi puse la dispoziție pe piață numai persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani. Cei care vând pe tarde sau artificii se pot alege cu amenzi sau chiar și cu o condamnare la închisoare de la 3 luni și până la un an.